Bună ziua, dragilor! Astăzi am venit în stupină cu scopul de a da un tratament urgent. În urma observațiilor a numărului foarte mare de varoa pe care l-am avut în stupi și a faptului că una dintre familii, din păcate, a părăsit stupul și dau vina exclusiv pe varoa, m-am decis să fac un tratament rapid. Și astăzi voi arăta cum dau un tratament. Așa că trecem la treabă. Avem aici deja soluția gata pregătită, este pe bază de amitraz, Bipin, pentru cei care cunosc. Și aici avem o siringă gradată. El trebuie să fie cald. Așa e când te grăbești. Da, super. Bun, asta va fi siringa pe care o voi folosi. Ajunge. Da, cam 8 rame de albină avem aici. Deci în jur de 70 de mililitri. Da. Voi tot lua afară din operațiunea asta, voi lua afară benzile cu tofu varinat. Mi se pare că e un tratament care nu și-a făcut eficiența din moment ce o familie mi-a murit cu benzile înăuntru. Da, și nu mai facem nicio pauză, ci dăm efectiv peste albine, așa cum este. Așa cum este. Bun. Cât am dat? Deci am tras 90 și mi-a mai rămas încă 10 ml. Am dat cam
80 de mililitri. Cam atâta era familia de puternică. Îi pun toate chestiile înapoi și trecem la următoarea. Dragilor, acesta este un tratament de urgență care l-am dat din cauza faptului că mi-a murit o familie și știu sigur că este varoa. Am să fac un video separat dacă voi reuși. Așa că nu am ce să fac decât să trec la următoarele familii și ne auzim cu o altă ocazie. Astăzi am venit ca să verificăm ce am făcut ieri, cât de eficient a fost tratamentul dat albinelor. Trebuie să menționez că ieri am dat o substanță numită bipin, care este de fapt amitraz și se dă în soluție apoasă. Așa că astăzi am venit să vedem ce rezultate am obținut după ce am dat substanța. Și da, rezultatele sunt următoarele. La stupul care am făcut testul și am avut 11 paraziți, ia uitați aici ce am obținut. Deci infestarea este destul de măricică. Dar la stupul unde am obținut 12 paraziți la test, la Sinevir, infestarea este și mai mare. Momentan, scuzați, am zis Sinevir, dar Sinevirul a murit. Este caucazianul. Da, am greșit familia. Deci cu maca caucaziană, ia uitați ce am avut aici. Familia momentan este, cred că, printre cele mai puternice. Deci o infestare măricică. Iar în rest, să știți că nu am o infestare așa de mare. Numeric vorbind, sunt mai puține, da? Uitându-mă după numărul de paraziți, așa, ochiometric. Am și la celelalte familii, dar la cele două care le-am testat, știam eu că ăstea-s favorite. Dar ăsta are doar un pic, bine, nu-i familie mare. Și aici la stupul ăsta, la ăsta am două familii, culmea, la aia mai mică, care e în buzunar, la biostup. Acolo se văd paraziți, aici jos sunt. Da, interesante rezultate. Dar familiile sunt destul de afectate de varoa. Au scăzut numeric foarte mult. La celelalte familii nu am așa de mult, acum nu stau să vă mai arăt și am verificat și ultimele. Da, concluziile sunt următoare. Mai trebuie să fac un tratament, da? Va fi necesar să dau un tratament și în noiembrie. Și să vorbim despre ce am făcut anul ăsta. Anul ăsta am dat, începând cu luna iulie, acid oxalic, două reprize de acid oxalic, benzi. La sfârșitul lui iulie parcă am băgat prima tură de acid oxalic, după care am băgat acest tratament cu bipin, care este amitraz. Și între acid oxalic și amitraz am avut un tratament tauflu-varinat și acel tratament, vreau să vă spun, că nu a funcționat deloc. Nu a fost eficient. Uitați câtă varoa mai am eu în stup după tratamente. Benzile pe care le-ați văzut că le-am scos din stup.
Da. Să sperăm că vor mai cădea păduchi și mă gândesc să repet faza prin picurare, dar voi da acidul oxalic, acela se dă când este mai rece. Amitrazul, bipinul, trebuie să-l dai când afară ai cel puțin 10 grade. Deci, dragilor, atenție mare, supravegheați stupii. Am zis de sinevir, din păcate familia aici este stupul lui, a decedat. Infestarea a fost mult prea mare și familia a plecat din stup. Dragilor, vă doresc o iernare ușoară. Pentru cei care au albine, aveți mare, mare grijă de ce faceți cu ele și cum le îngrijiți. La revedere!